Salutare, Alva Gang, și bine v-am regăsit la un nou episod de League of Legends. Ei bine, astăzi jucăm niște LOL cu Jax. Suntem cu Jax astăzi, de aia vreau să filmez clipul ăsta. Suntem pe Aram, Snow de Yaruf, așa se cheamă. Este URF, ceea ce ați jucat și știți cu toții, dar este vorba despre Jax, fraților. M-aș fi dus. Care-i faza cu Jax? E bine, Jax este foarte puternic în Aram, nu știu dacă știți asta. Bine, de la level 2-3 încolo. Plus ca să nu jucăm AP. Și vreau să ne distrăm un pic cu astăzi, cred că o să câștigăm destul de ușor. Adică ați văzut că încerc să postez doar videoclipuri în care câștig. Clipurile în care pierd sunt, na. Ok. Ok, deci Veigar vrea să farmeze, e farmer. Ce boss? Bravo. E bine. Nu v-aș aștepta să vorbesc prea mult astăzi pentru că sunt răcit rău de tot, știi? Este în nașpa răceala mea. Bun. Da. Iar mă duc să iau red-ul. Stau deja pe lane, mai bine las pe ăsta să farmeze. Și mă duc și iau frumos red-ul așa. Bun, am red-o acum. Ce vreau să construiesc? Lichbane-ul, foarte important, Lichbane-ul. Facem așa, și așa. Și niște... nu mai pot să iau. Bun. E ok. Back to the lane. Da, ia toți, ăla e. Unde-i Magnar? A, l-a omorât? Ok. Nu știam că l-a luat. Ok. Ce este asta? Click to consume. Am făcut rost de niște gol, ce tare. Văd că am primit un potion de mana, nu știu de ce. Nu, de fapt, mă bate rău asta. Da, mă bate, mă strică, nu? O să-mi dau rapid back. Pentru că dacă îmi iau și nu, o să pot să-i bat destul de ușor pentru că am pasiva, ceea ce e foarte ok. Bun. Vinde-mă astea că nu-mi trebuie. Dar nici nu mai există potion-uri de alea, nu? Nu mai există, așa știam și eu. Hai să dau Veigar și-a dat back, ok. Am o Veigar, vino.
Mamă, mi-o iau ură de tot în momentul ăsta. Cred că la level 6 sunt mai OP. Momentan, vedeți, nu fac nimic. Hai să mai îmi fac viața, nu știu. Level 6, asta e bine. Puh, ce bău sunt. Ok, ai gata să plec. O să mor cât de curând și nu vreau. Aaa, dacă îi dădea ulta. Shit, m-a făcut la noroc. Ce prost îs. Bun, mă rog, ia asta. Mai ia și niște potion, ia cât mai multe. Ia mă refillable-ul ăsta. Cred că se merită, nu? Mă rog, hai să luăm. Ia, vine și cata. L-a luat! Nu cred, nu cred. What the fuck? Ce bulăneală! Luați toți aia să n-apuc să vin și eu. Ah, n-am apucat, super. Bun, aici eu vin așa de însărite. Hai să ne luăm Rift Scooter-ul ăsta. Întorc. Easy, boy! T6, ce-i cu itemele astea de retot primesc? Eu asta nu înțeleg. Ce-i cu ele de retot primesc aici? Că... Vă, că am mai primit un word, un... Adică e ceva nou la runele mele, că folosesc runele astea de ceva timp și nu primești chestiile astea niciodată, adică cel puțin eu nu le-am primit. De zic că nu știu ce se întâmplă. E-ul meu nu mai dă dodge? Mă rog. Bun, deci avem ăsta noi. Hai să ne luăm încă ceva de... Gâtul meu. E varză. Oh, doamne. Ce poziție proastă am aici în scaunul ăsta. Am și-o loc să intru? Ăla, hai să vedem. Deci, cum o facem? Luăm... D-ăsta. Am, nu, luăm așa. Ăștia joacă pe de-i până mă. Ne mergem pe ceva de genul. Surprise, ia vin demo word-ul ăsta ca mașinier, că nu-mi trebuie word-ul. Hai poro, îmi trece păcata. Nice. Așa, bro. Ne descurcăm bine, vedeți și voi, am 6 cu 2. Jax dă un damage decent în momentul ăsta. Anivia are 0 cu 7. Dă-le mă, sparge-le ăla.
Așa. Pe W dau foarte mult, eu că dau magic damage. Plecat. Ce facem ăsta? Travel size elixir. Ah, ok, vrei tu să iei? Bine. Nu știu de ce vrei, dar dacă tu vrei să iei, nu mă pot băga. Deci, yeah, increase champion size to 445 to așa 2 minute, nu, 90 de secunde, nu 2 minute, este retardat. Based on level, while active, moving leaves a path. Ah, e un fel de... E un fel de elixir of iron, nu? Așa mi se pare mie. Elixir of iron, ăla tot vrea să dăm report la Nivea. Dar stare, adică e foarte tare ceea ce primesc aici. Au fi de la Aruf sau? Da, cred că e de la Aruf, e de la ăsta pe care l-am de la Master's Rune, pui mei. Da, am ratat ca un nenorocit. Bravo. Vin eu, dar nu cred că ajung la asta. Dar nu mergea eu. Am primit și Potion of Rogue. Ce face? Rogue, mă rog, grants 10 plus 1 level adaptive forge for... mă rog. Hai să mai vin noi din chestia astea, că nu mă ajută toate. Ce să luăm noi, mă, acum? Uite, mă, zice pe asta că îmi dă attack speed, știi? Bine, și asta e foarte șmecheră. Guinsho, că mă ajută mult. Hai să luăm Guinsho, bă, Leidu. Totuși Q-ul meu dă și AD, știi? Și... să luăm Guinsho, hai să luăm Guinsho, bă. Văd că toți sunt pe top în momentul ăsta, o să mă duc pe mid. Că n-am chef să stau la masă cu toți ăștia. A, să-i păi. Jax și OP, dar nu e chiar așa cum credeam, adică totuși e Queen în match ăsta și e prima dată când o văd pe Queen în Aruf. Nu știu, mă, ne bate rău Queen. Oh, no. Bă, dacă nu câștig, îmi bat piciorul în el de match. Că vreau să câștig pentru voi, să îl postez, să știu că am câștigat. Da. Ia, ia, mă. Elixirul ăsta de 1000 atac adaptiv, nu știu ce. Aș vrea să iau dragonul totuși, să avem și noi niște buff-uri în plus. Sunt foarte folositoare și... na. A, deci eu nu pot să dau per dragonului, super. Dar am healing, ceea ce e super. Bun, hai că începem să ne scurcăm mai bine. Să începem să batem și noi. Toate că pe ăștia cu ape nu știu cum o să-i bat. Că ăia sunt practic moartea mea, dacă mă înțelegeți la ce mă refer. Ok, i-am bătut. M-am descurcat și cu ăștia cu ape, aparent.
Wow, ok, dau damage. În momentul ăsta dau damage. Hai să luăm direct Ginsho Blade full, deci să mai mergem un pic la farmat să luăm Ginsho Blade full-ul. După vedem noi ce facem. Dar în momentul ăsta Ginsho Blade full e prioritatea mea. Gata, pot să-l iau practic. Mă rog, ok. Hai să pușăm de fapt. Hai să pușăm că jocul se joacă pe turete. Deci ar ajuta mult să pușăm. Bun, pușează. Am plecat. Ok, m-am dus. Mi-au Ginsho Blade full-ul. Bun, trebuie să mă gândesc ce să mai iau pentru niște lifestyle. Asta ajută, da. Nu știu, vedem. Vedem că iau foarte mulți adenici. Hai să vindem sărăcia asta, fiindcă ne trebuie absolut deloc. Și aș lua, nu știu, aș lua ceva de genul Haunted Goose, care are niște Magic Pen, dar bine, nu-mi trebuie Magic Pen în momentul ăsta. Realize Crystal Scepter? Hai să luăm Realize Crystal Scepter. Nu? Acum să-ți vei ceva întrebări. Nu! M-am dus. Cam aș pe el să vezi ce-l bat dacă-l prind. Ok. I-am crăpat un pic acolo. Îmi place Jax. Jax este un campion foarte tare în junglă. Mă rog, în junglă. Este un campion foarte tare în Aram. Bine, e foarte tare și în general, așa știi, rupe tot, dar pe Aram e cam de nebătut, sincer. Sincer, acum. Bun, hai să mergem să batem și aici. Chestia asta da P sau A, devil. Ok. Deci bine, văd că avem full. Nu știu de ce la level 17 ai toate abilitățile maxate, dar se întâmplă. Bun, hai să vedem dacă prindem pe cineva. De ce nu te liniștești? N-ai șanse, serios. Mă, o să-l bat pe ăsta. Ia vine, mă, săracule. Potolește-te. Ok, lasă așa. Dar nu știu ce mi-a mai purtat asta, știi? Vedeți, e un bug ceva. Am toate abilitățile maxate, dar dar mi-apare aia, nu știu ce. Ok, o să merg în bază. Ce am zis că cumpărăm acum? Relice-ul, nu? Hai să luăm Relice-ul, hai să vindem ăsta. Și ultimul item vreau să fie un Rabadon's Deathcap. De ce? Pentru că pur și simplu rup. Rupi cu un Rabadon's, mai ales cum sunt eu acum. Trebuie mult mai mult AP pentru damage-ul de pe Q. Iar ăsta este tot ceea ce-mi trebuie în momentul ăsta. Și sunt și tanky, adică vedeți, am 2700 HP. Adică sunt semi-tank așa, știi? N-are cine să mă bată, sincer. O prindem? Da. Da. Ok, easy match-ul. Ok. Jack Sarino e aici pe zona. A știu că o să încerc să-l fac. Ia că mă duc să iau dragonul, deci baronul. Deci să nu-l iau eu. Hai să luăm repede asta, că pot. Va fi extrem de lejerea, nu?
Ok. Toți trebuie să facem, trebuie să spamăm absolut fiecare buton pe care îl avem. Și iar de aici să putem să luăm baronul destul de easy. Bine, văd că proștii mei au murit, adică eu îl iau, dar ei sunt morți, știi. Ia să mai luăm și ăștia. Toate că nu mai am nevoie, dar fac level în plus și cred că mi se upgradează ceva. Ba piciorul. Hai să luăm ultimul item de care avem nevoie, Rabadon's Death Cap, care o să ne dea în momentul ăsta 653 AP. Este super bine pentru Jax, nu stăre mai mult. Pe Q dăm foarte mult. 240 cu 121 cu 371. Pe W, decent, dăm decent pe W, nu dăm wow, dar ok. Vreau pentau. No! Nu, pentau meu. Da, e un official, știi, pana mea, măcar i-am bătut pe tot, știi. Da. Easy, man. Da, a fost frumos meciul, dar totuși v-am zis, Jax este de nebătut, bro. Deci dau, pot să câștig meciul ăsta de unul singur, eu n-am nevoie de echipă în momentul ăsta. Bun, vă mulțumesc mult de prezență acolo, dar sper că v-a plăcut acest clip, dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, eu am fost Alex Adonis, vă rog, de data viitoare. Pa, pa, fraților.